Salut, dragi prieteni! Aș vrea să vă arăt ce facem noi după sosirea porumbeilor. Azi am avut etapa de paprika, 370 de kilometri. Am început cu locul 2 pe club, o etapă dificilă, cu vânt de la nord, ceea ce au ca porumbeii să coboare pe sudul județului. Fix în urmă cu o săptămână am avut etapă de 500 de kilometri, unde am avut locul 2 pe general. Iar azi, așa cum am spus, am început cu locul 2 pe club și probabil locul 1 echipă. Și săptămâna viitoare ne așteaptă o nouă etapă de 370, după care porumbeii pleacă marți, miercuri și joi. Avem îmbarcări pentru 950, 750 și 500 de kilometri, cu o echipă foarte mică de 20 de porumbei. 21 din 22 de porumbei sunt acasă, porumbeii au venit în jurul orei 21:20, este 4 fără 10 minute. Începem procedura de separare. Porumbeii, când vin acasă, sunt închiși pe boxă, mascul cu femela, ca să se liniștească, și după care îi iau la mână și le fac o analiză să văd cum stau cu starea generală. Iar așa cum v-am spus acum, pentru că este nevoie de o recuperare intensă, încep distanțele lungi și recuperarea face diferența. Porumbeii primesc o tabletă de protein plus și o tabletă de vitamineral. Vitamineralul este un amestec cu calciu și vitamine. Calciu fiind esențial în acest moment. Pe porumbel chiar am luat în mână o femelă pe care se și simte starea de oboseală și care se va pregăti de maraton extrem. Și porumbeii sunt trimiși în volieră, separație mascul de femelă, acolo le primim mâncare, apă, în apă, așa cum am învățat, ceai, biotic, aminoforte, miere de albine și lămâie. Așa facem recuperarea porumbeilor și așa putem să comprăm cu porumbeii săptămânal, atât la 300-400 km, cât și la distanțele mai lungi. Mult succes tuturor!